Bun găsit, dragii mei! Astăzi povestim din nou cu psihologul Dani Vănescu. Te salut, Dan! Bună! Și ne adresăm mai ales părinților de adolescenți. Știm că este o perioadă grea în viața fiecărui părinte. Dan o să ne spună, o să ne confirme că este o perioadă grea, așa-i, Dan? Da, foarte grea. Și pentru adolescenți este greu, adică și pentru părinți și pentru adolescenți. Cam când începe această perioada de transformare, când tinerii, copiii, adolescenții încep să se creadă buricul pământului? Nu spunem că nu ar fi, sunt inima și sufletul fiecarei familii, dar tot timpul contestă ce spun adulții, își dau ochii peste cap la fiecare afirmație a unui adult. Când începe perioada asta și când putem spune că s-a cam încheiat? Perioada începe sau, mă rog, a început să înceapă, ca să spun așa, ceva mai devreme față de acum mai mulți ani, adică s-a mai decalat un pic. Dacă înainte, nu știu, începea undeva pe la 14 ani, acum vedem cam pe la 12 plus minus, aici variază și de la adolescent sau de la copil la copil, de la adolescent la adolescent. Aici au contribuit mai mulți factori, printre care și partea hormonală, care din cauza alimentației, poluării și așa, sau, mă rog, se dezvoltă mult mai repede decât o făceau înainte copiii. Când se termină, adică știu, adolescenți și la 25 de ani, deci nu e neapărat. A fost o replică faină într-un film și zicea acolo că cum era. Adolescența se termină în momentul în care nu mai dai vina pe mama și pe tata pe ce ai putut să faci sau poți să faci sau nu poți să faci în viața ta și atunci ăla e un semn că ai trecut la maturitate. Da, acolo fetele ajung să termine adolescența ceva mai repede, băieții o mai întind un pic așa. Da? Aici, iarăși, sunt mai mulți factori care variază în funcție de dacă pleacă de acasă la facultate sau dacă stau în continuare cu părinții. Dacă au părinți care sunt mai protectori sau unii care merg pe ideea, du-te și vezi ce fel este și vedem după aceea ce facem. Na, e o chestie emoțională până la urmă, pe lângă cea hormonală, care e destul de importantă. Știm că, în general, adolescenților nu le convine nimic din ceea ce spun adulții. Indiferent de cât de largi sunt limitele, ei vor ceva în plus. Cum ar trebui să ne comportăm, cum ar trebui să gestionăm această situație pentru a nu se ajunge la un război cu adolescentul din casă? Da, acum, eu și aici e o chestie destul de, mă rog, războiul ăsta e destul de relativ. Un adolescent, ca să se dezvolte, are nevoie să se și certe cu părinții lui. Dacă e ruptura de eu sunt eu, nu mai suntem noi, sunt eu și cam atât. Da? Și atunci e nevoie să fie contrazicere între părinți și adolescent. Bine, acolo e nevoie din partea părinților de foarte mult tact și răbdare, dar nu în sensul răbdare de a suporta orice spune sau orice face adolescentul, că și asta e altă greșeală, ci de a înțelege că e o perioadă de tranziție de la face mama pentru mine, mă ajută sau tata sau așa, la o să-mi găsesc un loc de muncă, fac o partener, vreau să fac o familie, adică e o diferență foarte mare. Și atunci e normal să fie o perioadă dificilă. Dar, de principiu, părintele are nevoie să fie ceva mai relaxat în reguli, ca să spun așa. Evident, sunt și unele pe care nu le discutăm, dar de principiu multe lucruri se negociază și ideea este să obțină și adolescentul ceva. Da, chiar dacă poate în aparență au pierdut unul sau altul, dar de fapt când ne uităm un pic în spate vedem că urma negocierii, au câștigat amândoi câte puțin. E important să câștige amândoi câte puțin decât să câștige unul mult și celălalt deloc. Dar este, din multe puncte de vedere, un război de gherilă, e care pe care. În unele momente... Na.
Am cunoscut o familie cu o tânără de 18 ani care funcționa foarte, foarte bine și am întrebat pe părinți care este rețeta. Și ei au mărturisit așa cumva că în ultimii 4 ani nu au citit nicio carte, nimic beletristică, doar cărți despre cum să supraviețuiești cu adolescenții, psihologie și le-a fost foarte greu să-și înțeleagă fiica ca să ajungă să fie pe aceeași lungime de undă cu ea. Au avut nevoie de aproape 2 ani de zile în care s-au transformat ei și și-au vindecat ei problemele din adolescența lor și din copilăria lor și abia apoi au reușit să poată să fie alături de fiică. Câte absurzi sunt părinții din ziua de astăzi, cei care nu reușesc să înțeleagă că e nevoie să lase de la ei? E o frică foarte mare în a pierde controlul a părinților în general, a părinților de adolescenți mai cu seamă. Și atunci frica asta duce la niște reacții mult prea exagerate pentru situația în care se află. Și gândindu-se că dacă îl țin sub control, ca să citez unul dintre părinții care a stat de vorbă, șansele să se întâmple sau să facă vreo prostie sunt mai mici. Explicându-le că, de fapt, noi nu controlăm mare lucru, nici măcar când vine vorba de proprii copii. De asemenea, e foarte important să înțeleagă că sunt lucruri pe care e nevoie să le testeze în perioada asta a vârstei. Ca după aia să nu ajungă bărbați care să simtă nevoia să testeze când au familii și copii și așa, sau femei care, de asemenea. Nu facem. Nu e, e, sunt de înțeles și părinții. Da? Pentru că văd deodată, aparent deodată peste noapte, copilul care asculta, care stătea cu ei, care mergea cu ei pe la petreceri sau, mă rog, pe la rude sau pe așa, nu mai vrea nimic, ușa închisă la cameră. Vorba unui adolescent pe care l-am văzut eu, care mi-a spus de față cu părinții: toți sunteți stâmpiți, numai eu am dreptate. Deci ăla a fost o caracterizare foarte, foarte clară. Și am zis: ok, mersi că mi-ai zis, acum înțeleg părerea ta. Doar că chiar și așa tâmpiți cum suntem, avem niște experiențe un pic mai mult de viață. Hai să explicăm de ce totuși e periculos să faci asta. Că era o situație specifică, în fine, care era destul de periculoasă. E, nu trebuie să intru într-un război cu el, dar nici nu trebuie să fiu în partea de jos, adică să simt copilul este peste mine și nevoie să ia deciziile peste De mine, adult. de exact de adult, că el încă nu este un adult. Îl ascult, da? Poate mai mult decât în altă perioadă a vieții, îi explic, poate mai mult decât în altă perioadă a vieții, pe un ton cald, da, ferm, să înțeleagă că experiența mea și lucrurile prin care am trecut mă ajută să îl ghidez într-o parte sau în alta, după care mă dau în spate și, vorba unui alt părinte, mă rog să ia decizia bună pentru el. Da? Nu e vreo rețetă, că sunt multe cărți, sunt multe filmulețe, sunt multe workshop-uri pe tema asta, sunt multe, multe, multe. Sunt Doar că specialiștii. fiecare. Specialiști, suntem și aici, suntem foarte mulți și părerile sunt împărțite și între noi. Se merge mult pe ideea asta de libertate, să le dăm foarte multă libertate. În ziua de azi, să zicem, eu sunt mai pe la mijlocul drumului, adică da, și libertate, dar și cu niște responsabilitate, atâta cât poate să duc adolescentul ăla în momentul respectiv. Că doar libertatea și cu dezechilibrul ăla hormonal din ei o să iasă, mă rog, Nu o o să să fie albească bine. părinții înainte de vreme, da. E. Bun, în ce măsură îi ajută pe părinții informarea? Acum nu vreau să fiu înțeleasă greșit, dar dacă citesc cărți de parenting pe bandă rulantă, fără ghidaj din partea unui specialist care să înțeleagă ce se întâmplă de fapt acolo, în familia respectivă, există vreo șansă să se ia deciziile bune, că există vreo șansă ca părinții să facă ce trebuie. Șansele sunt mici din ce cauză. Poate să citească ceva, poate să citească chiar ceva ok, care de altfel are ceva în spate, studii și așa mai departe, chestii reale. Dar
S-ar putea ca jumătate sau mai bine din cei în carte acolo să nu se aplice adolescentului lor sau familiei. Ei ori să încearcă, o să încerce să creeze ceva ce nu se potrivește lor și în afară de frustrare, nervi și enervat mai rău adolescentul ăla, dacă se poate, nu ori să obțin. Ideea este că cel mai bine se lucrează pe situații punctuale. Da? Am probleme pe, nu știu, îmi vorbește urât sau vine seara, noaptea, stă prea mult pe afară sau lipsește de la școală foarte mult sau s-a împrietenit cu unii care eu nu-i consider tocmai ok sau s-a apucat de fumat sau, mă rog, în fine, de altele. Când lucrezi pe situații punctuale, atunci poți să adaptezi tot ce știi tot din teorie pe situația respectivă și este mult, mult mai eficient și mult mai ușor pentru părinți, că nu trebuie să decidă ei care parte se potrivește, unde, în ce fel. Noi le dăm niște posibile soluții și zic posibile că nici astea nu sunt 100% sigure. Ei încearcă să facă și după aceea vedem în ce direcție merge. În paralel discutând cât se poate de onest și cu adolescentul ăla, pentru că ei apreciază foarte mult treaba asta. Dacă suntem onești cu ei și îi tratăm nu ca pe un adult, dar oricum nici ca pe un copil, se deschid mult mai ușor și răspund mult mai ok la ce le sugerăm, măcar să încerce. Și asta, ok, încearcă chestia asta, vezi dacă ți place, dacă ți-e bine, dacă ți-e mai ok, dacă nu. Că până la urmă și toată cearta asta cu mama și cu tata când ajungi de la școală sau mă rog, așa, nu prea în regulă nici pentru tine. Hai să găsim niște metode de a comunica mai fără să țipăm unii la alții sau fără să ne dăm ochii peste cap. Da? Asta o fac și părinții, deci nu doar adolescenții. Nu iau partea nimănui. Da, e. Bun. Dan, uite ce îți propun. Hai să le transmită un mesaj telespectatorilor. Dacă aveți situații punctuale, dacă încercați să faceți parte cu adolescentul din casă, puteți să ne scrieți cazul dumneavoastră concret. Noi, în limita cunoștințelor lui Dan și a puterii mele de înțelegere, eu încă nu sunt mamă de adolescent, dar urmează, încercăm să găsim o soluție, să explicăm partea teoretică și Dan vine și cu exemple practice despre cum puteți să acționați și poate o scoatem la capăt împreună. Așadar, pe alexandra@mamatv.ro ne puteți trimite situațiile dumneavoastră. Dan, îți mulțumesc din suflet că ai fost încă o dată alături de noi și ne-ai ajutat. Să ne revedem cu bine!